găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint retrospectiva săptămânii. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Peste 100 de apeluri la 112 în noaptea de Revelion. Pasajul CFR de la ieșirea din Onești pe Bacău readus în atenție. Nivelul taxelor și impozitelor la Onești la nivelul anului trecut. Proiect important pentru Onești se anunță anul acesta, proiectul pasajului CFR de la ieșirea din Onești pe Bacău a fost readus în atenție. Primarul municipiului Onești, Nicolae Neatuc, a vorbit despre acest proiect în emisiunea 24 de ore și detalii urmăriți în materialul următor. Săptămâna viitoare, alături de colegii mei, demarăm procedurile de reactualizare a documentației în ceea ce privește pasajul pe sub calea ferată direcție Bacău. Nu este o etapă scurtă și simplă, este de durată câteva luni de zile, după care, am mai spus-o, mă repet, am garanția că vom avea finanțare pentru această investiție care se ridică, să spun cu ghilimele de rigoare, se ridică cel puțin la valoarea investiției podului de peste râul Trotuș, adică minim 8 milioane de lei. Da, o veste foarte, foarte bună aceasta. Este un proiect pe care mi-l doresc să-l duc până la capăt, și ca să știți. E promis de multă lume, de mulți ani. Nu știu, eu nu l-am promis nimănui niciodată și nici acum nu este o promisiune. Este un lucru pe care vi-l spun. Eu am să mă uit pe pliantul acela dumneavoastră din campanie, domnule primar. Uitați-vă, vă rog. Că l-am pe birou și mai sunt vreo două pliante acolo. Stau și monitorizez dacă vă țineți de promisiuni sau nu. Până acum, proporție de, nu știu, 90% v-ați ținut de promisiuni. Eu am avut o discuție, o să facem apel așa la memorie. Fiecare om care, sau fiecare persoană care candidează la o funcție publică, mai ales la cea de primar, are perioada în care merge în campanie electorală și mi-aduc aminte cu mare plăcere 2016, mai, iunie, în care mergeam pe străzi și promiteam că voi face niște lucruri. Ceea ce promiteam era scris într-un pliant pe care l-aveți și dumneavoastră și l-am și eu. La mine pe birou. Care oricând ies în fața fiecărui oneștean, să știți, cu privindu-l în ochi și arătându-i pliantul ce am promis că fac și ceea ce am făcut. Și care e noutatea? Mi-aduc aminte cu plăcere un om matur mi-a spus ceva de genul: domnule primar, uitați, eu sunt un om foarte serios, vorbea de dânsul, sunt un om foarte serios, un om care a mai fost păcălit de câteva ori. Și uitați ce vă spun eu, ci că fiți un om rezonabil și dacă tot promiteți lucrurile astea, ci că faceți, domnule, măcar 10% din ele. E, să știți că lucrurile stau cu... m-a marcat. De ce? Pentru că atunci am înțeles de fapt care este starea de încredere a oamenilor simpli către ce, că eu nu sunt om politic, lumea știe asta, că eu sunt un om pe care la un moment dat alți oameni au hotărât să-l pună în fruntea comunității astea. Și eu politică nu știu dacă știu să fac, dar încerc să rezolv probleme pentru noi, pentru oneștini. Peste 100 de apeluri s-au dat la 112 de Revelion în județul Bacău. Inspectoratul de Poliție județean Bacău a luat măsuri suplimentare în perioada trecerii dintre ani, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. În perioada 31 decembrie 2019, 1 ianuarie 2020, polițiștii au acționat suplimentar față de dispozitivul zilnic în locurile unde s-au desfășurat manifestări publice, în zonele cu aflux mare de persoane, precum și pe principalele drumuri naționale, în vederea evitării oricăror evenimente nedorite și pentru fluidizarea traficului și diminuarea riscului rutier. Polițiștii au intervenit la 136 de evenimente, dintre care 126 au fost sesizate prin 112. Polițiștii au aplicat 129 de sancțiuni în valoare de peste 63.000 de lei și au confiscat bunuri în valoare de peste 12.000 de lei. Pentru neregulile constatate în trafic, polițiștii au aplicat 80 de sancțiuni contravenționale, 16 fiind pentru depășirea limitelor legale de viteză. Au fost reținute 16 permise și 3 certificate de înmatriculare.
O veste bună pentru șoferi, carburanții s-au ieftinit un pic de la 1 ianuarie. În prima zi a anului, prețurile carburanților auto ar fi trebuit să scadă după ce guvernanții au decis eliminarea supraaccizei aplicată acestor produse. Astfel, după eliminarea acesteia, era de așteptat ca un plin de carburant să coste cu peste 20 de lei mai puțin de la 1 ianuarie. Nu a fost să fie așa de la 1 ianuarie, întrucât benzina și motorina nu s-au ieftinit cu 45 de bani, ci doar cu 30 de bani. Și asta pentru că odată cu eliminarea supraaccizei, guvernanții au mărit accizele pentru carburanți cu 1,62 de lei la motorină și 1,77 de lei la benzină. Chiar și așa, șoferii se bucură totuși de prețuri ceva mai mici la carburanți. Băcăoanii vor putea afla și online nivelurile de preț de carburanți la pompă prin intermediul monitorului prețurilor, platforma care a fost lansată în acest an de către Consiliul Concurenței. Deși a căzut prima ninsoare din acest an, pârtia de schi de Mila de la Slănic Moldova rămâne închisă deocamdată și asta pentru că stratul de zăpadă nu este suficient pentru practicarea sporturilor de iarnă. Tarifele pentru pârtie pentru acest sezon au fost stabilite încă de anul trecut din septembrie, astfel că o urcare costă 10 lei, la fel și o coborâre, iar elevii, studenții și copiii au reducere, o urcare costă 8 lei, la fel și o coborâre. Pârtia de schi de Mila este amplasată la intrarea în stațiunea Slănic Moldova, în imediată apropiere a DN12B și este încadrată în categoria pârtiilor ușoare. Pasionații de schi așteaptă acum startul sezonului. Nivelul taxelor și impozitelor la Onești s-a păstrat la nivelul anului trecut. În ultima ședință de Consiliul Local din decembrie 2019 s-a votat valoarea taxelor și impozitelor pentru acest an, care nu cresc, ba mai mult. Nivelul impozitului pe clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice se va aplica în anul 2020 cu o reducere de 5%. Pentru plata cu anticipație impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice și juridice până la data de 31 martie anului curent, se acordă și o bonificație de 10%. Detalii în materialul următor. De ce? S-au votat acești impozite. Este pentru prima dată de când fac eu administrație Gânatiuc Nicolae, adică de 7 ani jumătate, 4 ani viceprimar, 3 ani jumătate primar, în care, în acești 7 ani, nu am crescut taxele și impozitele în Onești. Din contră, chiar dacă suntem într-un an complicat 2020, o să vedeți că o să fie foarte complicat. Este primul an în care am diminuat, am scăzut taxele legate de proprietăți, apartamente, case, terenuri pe persoane fizice și juridice, și la rezidențiale și la nerezidențiale. Atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Scăderile nu sunt unele foarte mari. Dar la per total se dar vor nu, simți. Dar nu sunt, în buget. Nu sunt mici. Taxe mai mici înseamnă bani la bugetul local mai puțini. Așa este. Numai eu știu și cu anumiți colegi ai mei din primărie cât de chipzuiți am fost ca să putem să nu creștem taxe și impozite. Și comparați, vă rog, că aveți pârghiile necesare, comparați, vă rog, în județul Bacău și în țară, câte primării au rămas cu taxele la același plafon și nu au crescut. Noi, din contră, le-am și micșorat. Eu cred că oneștenii trebuie să știe acest lucru și să-l înțeleagă. Pentru că facem niște eforturi foarte mari, pe de o parte, să rezolvăm problemele Oneștiului și nu sunt puține. Vedeți, dumneavoastră, am rezolvat problema apei. Problema străzilor și a trotuarelor din municipiul Onești s-a rezolvat în parte, dar prea puțin. Mai trebuie să rezolvate și pentru acestea ne trebuie bani. Problema școlilor, problema spitalului. Sunt lucruri care trebuie făcute și pentru asta trebuie bani. Cofinanțările pe proiecte europene. Eu cred că, și țin să le mulțumesc colegilor mei, mă refer aici, toți colegii din Consiliul Local, din toate partidele politice, pentru că au venit cu niște amendamente care au fost în același spirit de a nu crește taxele și impozitele. În urma discuțiilor purtate cu ei și cu direcția economică de la primărie, într-un final am reușit și s-a votat bugetul de către toți consilierii locali. Nu știu dacă este premieră, bănuiesc că nu. Dar este un lucru foarte important și e pentru mine. E premieră în mandatul dumneavoastră. Cred că la taxe și impozite, da. Dar niciodată proiectul de taxe și impozite nu a picat. Întotdeauna a fost votat. Nu a fost votat în unanimitate, dar uitați că în acest an am reușit alături de colegii mei și din Consiliul Local și din Primărie să votăm acest proiect de taxe și impozite în unanimitate. Și țin să le mulțumesc și colegilor din Consiliul Local pentru că au avut și înțelepciunea și maturitatea, pe de o parte, să înțeleagă nevoile
pe care le au oneștenii și pe de altă parte să înțeleagă și nevoile pe care le are administrația pentru a putea continua lista de investiții pe care o avem de făcut în anul 2020. Și nu sunt puține aceste investiții. Nu vreau să par cârcotașă. Cum o să se reconfigureze bugetul, domnule primar? Că bugetul Oneștiului se configurează și din taxe și impozite locale. Și nu numai din asta. E compus din mai multe, să zicem. Se adună din mai multe surse. Dar una cote din defalcate ele, din TVA, exact, impozitul pe venit general și așa mai departe. Ok. Dar per total, cum o să vă descurcați? Pentru că diminuând taxele... Bine, eu nu sunt economist, recunosc, nici studii nu am așa. Dar logic, zici și o lumintea cocoșului. Diminuând taxele, vor scădea încasările. Și imaginați-vă că în anul 2020, teoretic, ar trebui să crească salariile. Din nou. Vor crește cu siguranță utilitățile, apă, gaz, apă nu, gaz, gaz curent. Deja a început gaz să se și simtă. Curent, da? Și combustibil și așa mai departe, prețurile energie electrică. Prețurile nu mai zic în comerț. Nu, acestea sunt cheltuieli care discutăm. Vor trebui susținute astea tot de la bugetul zilnic. Local. Imaginați-vă că iluminatul public, activitatea primăriei, activitatea... toate serviciile care sunt din subordinea primăriei. Logic. Vedeți, salubritate, spații verzi, carisaj. Că avem nevoie de condiții curate, ne-am obișnuit să stăm prețurile într-un anumit... prețurile vor crește, noi încasăm maxim aceiași bani la bugetul local, trebuie să împlinim acest... Și cum o să vă descurcați? Vă întreb. Păi vă spun cum am descurcat și în acest an, 2019, printr-o atentă, să spun, monitorizare a tuturor cheltuielilor pe care le vedem în administrația publică locală, prin luarea unor măsuri care au dus la creșterea eficienței serviciilor prestate. S-a semnat contractul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești. În urma acestui proiect, oneștenii vor beneficia de servicii de înaltă calitate și nu vor mai suferi din cauza întreruperilor furnizării apei potabile. Detalii în materialul următor. Eu sper ca din iarna, primăvara, iarna acestui an, primăvara anului viitor, pentru că, vă repet, suntem în luna august, dar licitațiile în România durează. Pentru că toată lumea are dreptul să conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la instanță, și vă asigur că își vor exersa toate posibilitățile să pună bețe în roate. Dar sper, am convingerea că din luna decembrie a acestui an, ianuarie anul următor, escavatoarele, utilajele să lucreze în municipiul Onești, la stația de epurare, la acumularea de apă, astfel încât să terminăm într-un an și jumătate acest proiect atât de necesar dumneavoastră și atât de drag nouă. Aș vrea să vă spun cu tot respectul că din partea primăriei municipiului Onești ne-am bucurat de tot sprijinul. De tot sprijinul oferit permanent. Indiferent că a fost zi sau noapte, că a fost sâmbătă sau duminică, că a fost zi de sărbătoare legală. Vina pentru întârziere aparține unui cumul de factori în care, dacă îmi permite, să vă încălzește cu nimic. Și nici nu vreau să-l acceptați ca o scuză în care nici noi, operatorul dumneavoastră public de apă, noi suntem vinovați pentru că noi ducem pe umeri acest proiect. Dar noi ne-am făcut datoria. Noi am plătit la timp consultantul, Ministerul de Fonduri Europene a fost informat corect cu problemele și dânșii s-au zbătut. Avem aceste zile de întârziere, care sperăm că pe data de 25 august s-au terminat și putem să trecem la lucrurile adevărate. Achizițiile publice, licitațiile publice și încheierea contractelor și începerea lucrării. Deci la 2 ani de zile după ce am venit în orașul dumneavoastră, furnizăm un serviciu în condiții civilizate, ne onorăm în continuare toate obligațiile pe care ni le-am luat în contractul de delegare de gestiune, ne-am ieșit o literă din cadrul acestui contract de delegare de gestiune, cu toate angajamentele pe care le-am luat. Suntem preocupați în continuare de modernizarea continuă a serviciului și de ridicarea calității serviciului în continuu. Și vreau să vă asigur, cu responsabilitate și cu respect, cu drag pentru municipiul Onești, care mi-a devenit extrem de drag, acest proiect și acest municipiu sunt ca și cum ar fi casa mea, că se va întâmpla
se va executa integral și acest program investițional care peste de azi, în două săptămâni, a intrat în sfârșit în segmentul decisiv, în ultimul segment decisiv al etapelor care trebuiau parcurse obligatorii. Aveți în fața dumneavoastră o mapă, toate lucrurile sunt spuse acolo. În dreapta mea este domnul director de la Ministerul de Fonduri Europene, domnul Chivu. În stânga mea este domnul primar al municipiului Onești. Pentru mine, care cunosc administrația publică locală și cunosc două trei din primarii din România, chiar vreau să vă spun că este un om deosebit, fără să participăm la zilele de naștere unul a dumnealui sau a mea, fără să mergem în concedii împreună, fără să avem alte întâlniri decât pe proiectul de la Onești. Dar, văzând că suflet pune și cunoscând din atâtea întâlniri cu aparatul primăriei care le-am făcut, cunoscând problemele municipiului Onești și câte s-au rezolvat, pot să vă spun că este un om deosebit. Și ar fi minunat pentru România să avem cât mai mulți primari ca dânsul în țara noastră. Domnul consilier, v-am informat permanent, am venit și în cadrul ședințelor de Consiliu Local. V-am informat, v-am prezentat întotdeauna situația, ne-ați mai și certat pe bună dreptate, ne-ați și apreciat pentru ceea ce am făcut bine. Eu vă rog ca în continuare să păstrăm aceleași relații de colaborare benefice, noi în slujba dumneavoastră și împreună în slujba cetățenilor din municipiul Onești. Pentru că am ambiția ca acest serviciu comunitar, serviciu public de apă și canalizare, care mai are foarte puțin timp până va fi la plenitudinea calității, să fie cel mai modern sistem public de apă și canalizare din România. Și să știți că este și va fi. O să-l rog pe domnul director Chivu de la Ministerul de Fonduri Europene să vă spună și dânsul. A participat la ședința de monitorizare de astăzi câteva considerații. Și pot dau cuvântul domnului primar să ne certe, dumneavoastră să ne certați și să vedem. Să vedem ce avem de făcut mai departe ca cetățenii municipiului Onești să fie mulțumiți de hotărârea pe care noastră Consiliul Local Municipal a luat. Sărbătorile de iarnă s-au încheiat, iar pe toată Valea Trotușului tradițiile au fost păstrate și duse mai departe, astfel încât în 2020 să avem belșug și sănătate. Detalii în materialul următor. Da! Bună ziua și bine ați venit la data de 31 decembrie 2019, an care sărbătorim cumpăna dintre ani, din trecerea anului 2019 în anul 2020. Mai târziu, când se vor aduna mai multe persoane aici, după ce vine ceata din satul Cucuieți, după programul pe care a fost afișat deja pe știri Dopteana, voi ține un scurt discurs în care nu doresc să vă plictisesc, dar doresc să vă explic câteva lucruri din istoria României și din istoria Comunei Dopteana. Dar acum, pe scenă, se află plugușorul din satul Cucuieți. Dumnealor au stăruit și au dorit să scrie pe acest banner plugușorul Cucuieți, da? Comuna Dopteana, dar ei își doresc să scrie și Valea Codrului. Dar Valea Codrului face parte tot din satul Cucuieți. Doresc, în calitate de reprezentant al comunității din Dopteana, să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care astăzi se află pe această scenă, care în ultimii 20 de ani, sau mai bine de 20 de ani, se prezintă în formație cu seniori, cu juniori și prezintă un frumos spectacol și acel obicei plugușorul care vine cu cei patru boi pe care vedeți dumneavoastră și cu această ocazie țin să-i mulțumesc lui Vasile Spoială împreună cu familia lui care se află atât pe scenă cât și conduc și aceste două perechi de boi. În localitatea noastră mai sunt doar câteva perechi de boi și bine ar fi să se mulțească, nu numai pentru anul nou, pentru că ne vom întoarce în istorie. Stimați cetățeni, voi ține un discurs, după cum v-am spus mai înainte, dar nu înainte de a premia acești oameni care de fiecare dată se îmbracă în costume populare românești, în care dumnealor pun în valoare costumele, cântecele noastre populare din localitatea noastră, au venit cu zestrea cetățenilor și oamenilor din satul Cucuieți să o prezinte pe această scenă. Nea Vasile Asolomie Zis Iliescu, dumnealui de fiecare dată a venit, inclusiv săptămâna aceasta a participat în calitate de reprezentant al Văii Codrului la una din ședințele noastre pe care noi am dorit să
fixăm programul de astăzi și dumnealui spunea, domnul primar, vin anul acesta 2019, pe data de 31 decembrie, dar doresc să predau ștafeta celor care vine în spatele nostru, deci cei mai tineri. Nevasile, îți doresc să ai parte de multă sănătate și să ne vedem de fiecare dată în aceeași formație. Să fii sănătos, Matale și întreaga familie, văd că ți-ai pus tricolorul și pentru asta vă felicit pe toți. Da, din partea Unității Administrative Teritoriale Dofteana oferim un premiu în bani, o cupă, un colac și o șampanie celor care sunt prezenți pe această scenă. Mă plec în fața dumneavoastră și vă mulțumesc cu mare drag. Vă mulțumesc! Un bani separat pentru cei ce conduc cele două perechi de boi. Basilica, îi le duci lui tatăl tău, poftim, atât pentru fratele și pentru taică tău. Da. Cei care au primit din partea dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult, cu mare respect. Acestea au fost știrile, în continuare puteți urmări prognoza meteo. Duminică 12 ianuarie, maxima va fi de 5 grade Celsius, iar minima de minus 4 grade Celsius. Luni 13 ianuarie, va fi o vreme cu nori și soare, maxima va fi de 6 grade Celsius, iar minima de minus 6 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!